voci care spun că la Delfinariu sau la Complexul Muzeal nu se face destulă educație. Ce le-ați răspunde? Haideți să vedem ce înțeleg dânsii prin educație, pentru că din câte văd eu avem educație artistică, avem educație biologică, deoarece toată lumea știe că înainte de demonstrații se prezintă și se prezintă uneori chiar foarte științific și avem câteva, să zicem, reclamații pe acest domeniu, pentru că vorbim foarte științific legat de mamiferele marine, încercăm să ne adaptăm pentru toată lumea. Avem expoziții, vom avea în momentul în care se va termina, știți cum este perioada de realizare a proiectului, expoziția de bază cu scheletul de balenă pe care toată lumea întreabă unde este, parte din oasele altor specii de mamifere marine. Deci, eu zic că se face educație. Acum avem o evoluție a Pământului. Muzeul de Științele Naturii din Constanța este mai aparte, pentru că se bazează foarte mult pe animalele vii. Și atunci nu poți să dai animalul viu din mână în mână, să fim serioși. Dar toate colegele mele, toată lumea, explică când sunt solicitați în legătură cu animale. Eu zic că copiii au venit, s-au documentat, când n-au știut, au întrebat, au văzut, au colaborat foarte bine. Eu, ca specialist în educație, vă pot spune că orice muzeu, orice instituție muzeală, nu numai Delfinariul, dar chiar și Muzeul de Artă, chiar și Muzeul de Istorie, sunt instituții de educație non-formală sau, dacă vreți, și educație informală, exact așa cum poate fi și un post de televiziune. Contează foarte mult apropierea publicului de aceste instituții pentru a se stabili un proces educativ. E important să vezi cu ochii tăi niște lucruri pe care altfel poate nu le poți afla decât de la, eu știu, un ecran sau niște informații limitate. Este important să poți discuta cu niște specialiști, cum aici avem, și să afli răspunsul la propriile tale întrebări. În felul acesta se stabilește un proces educativ de foarte bună calitate, chiar dacă el nu este bazat pe structura formală, cu note, cu examene și așa mai departe. Tocmai. Este un mod de educație foarte plăcut, la care ne dorim să adere cât mai mulți copii. Și legat de educația non-formală, pentru cei care nu știu, în ultimele două luni am avut ieșiri în teren, pentru că aceasta înseamnă educația non-formală, nu la televizor, cum zice un profesor, ci pur și simplu am ieșit în teren, am distribuit materiale legate de protecția plăjilor și a mării, legate de poluarea cu plastice, materiale care le avem de la colegii noștri de la Uniunea Europeană, pentru că proiectul a fost în colaborare cu ei. Copiii au fost extraordinari, trebuie să vă spun că au primit aprecieri și pe plajă și m-au uimit, pentru că deși la început am plecat fără niciun speech aranjat, deci ne-am dus doar pur și simplu să explicăm și să împărțim materialele, la sfârșitul acțiunii deja aveau ei propriu speech realizat. Deci aceasta înseamnă educație de mediu pentru mediu. Nu să stăm în clasă, asta se face și la clasă, la orele de biologie. Noi încercăm să scoatem copiii în teren, să-i facem să lucreze, să se implice și atunci eu zic că aceasta este cea mai bună educație. Și pe scurt să se dezvolte. Aș mai menționa, pentru că discutam de educație non-formală și informală, cea de la televiziune fiind cea informală, la non-formal, noi, Palatul Copiilor din Constanța, ne străduim să venim în întâmpinarea copiilor și a părinților cu o paletă foarte diversă de cursuri. Toate aceste cursuri sunt gratuite, e bine de știut, puțină lume am văzut că nu prea e la curent cu acest aspect, ne dorim toată lumea să știe, avem cursuri gratuite la Palatul Copiilor, paleta este foarte diversă, de la sport, la activități cultural-artistice și tehnico-aplicative. Fiecare își poate găsi câte ceva de făcut în cadrul palatului și, practic, sperăm noi să plece de acolo un om mult mai bine dezvoltat pentru viitor. Vă așteptăm! Mulțumim!